ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bazinul de nod din Onești intră în linie dreaptă. În Comănești, 24 de cupluri premiate la 50 de ani de căsătorie. Aeroitalia în Bacău. Municipiul Onești se pregătește să-și îmbogățească infrastructura sportivă cu un nou bazin de not acoperit, destinat atât activităților didactice, cât și celor de agrement. Proiectul, în valoare de 4 milioane de euro plus TVA, este finanțat de Compania Națională de Investiții și a intrat deja în faza de licitație. CNI a demarat procedurile pentru licitație, asigurând astfel finanțarea necesară pentru acest proiect ambițios. Bazinul de not va avea o lungime de 25 de metri, fiind conceput pentru a servi atât activităților de învățare și antrenament, cât și celor de recreere. Spre deosebire de bazinele olimpice, care măsoară 50 de metri, cel din Onești va oferi un spațiu accesibil pentru utilizatorii de toate vârstele și nivelele de pregătire. Inițial, proiectul prevedea construirea bazinului în zona poligonului de la ieșirea din oraș spre Adjud, pe strada Redului. Cu toate acestea, pentru a facilita accesul publicului, locația a fost schimbată. Conform documentelor înregistrate de CNI, bazinul va fi amplasat pe strada Cașinului, în locul fostului bazar. Această schimbare strategică asigură o mai bună accesibilitate și integrează bazinul în structura urbană a orașului. Cu procedurile de licitație în plină desfășurare, următorii pași vor include selecția constructorului și demararea efectivă a lucrărilor. Autoritățile locale, împreună cu CNI, sunt dedicate să asigure că proiectul se va desfășura conform planului și să respecte standardele de calitate și termenele stabilite. Proiectul bazinului de not acoperit din Onești reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii sportive a orașului. Cu un sprijin financiar solid din partea CNI și o locație accesibilă, acest bazin promite să devină un punct de referință pentru activitățile de not și agrement în comunitatea locală. Rămâne de urmărit evoluția procedurilor de licitație și începutul lucrărilor care vor transforma acest proiect în realitate. Centrul de agrement Trotu și Ionuț Iftimoaie a fost gazda unei ceremonii festive vineri 2 august, unde 24 de cupluri au fost onorate pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie. Evenimentul a celebrat devotamentul și iubirea acestor cupluri, oferind un exemplu demn de urmat pentru întreaga comunitate. Ceremonia a fost deschisă de primarul orașului Stațiune Comănești, Viorel Miron, care a adresat mulțumiri călduroase seniorilor pentru exemplul de stabilitate și dăruire pe care îl oferă generațiilor tinere. Aceste cupluri sunt adevărate modele pentru comunitatea noastră. Ne arată că iubirea și respectul pot depăși orice provocare, a declarat edilul Comăneștiului, Viorel Miron. Totodată, tot astăzi, am avut întâlnire cu alți proiectanți cu care demarăm ca să depunem și să câștigăm un proiect pe prin care să ne putem trata cu toții recuperare. Că atâtea reabilitări și atâtea asta am făcut. Deci și noi, pentru că ajungem la o vârstă, trebuie să avem unde să ne recuperăm. Și unul din căminile azil de la bătrâni, care este de la spitalul, din curtea spitalului, unde a fost Lucaș, dacă știți, și este proprietatea noastră a primăriei, va fi transformat într-un centru de recuperare, unde avem finanțare asigurată în valoare de 16 milioane de euro și unde putem să avem servicii de cea mai înaltă calitate, ori mergeți la Techirghiol sau nu știu unde, în stațiune, la Sovata sau în altă parte a țării, la Covasna, puteți să faceți să facem cu toții aceste servicii, să beneficiem de aceste servicii la Comănești. Și nu în ultimul rând,
am demarat și proiectul Centru de zi pentru seniori, tot acolo, în curtea spitalului. Iată, trei proiecte, unul de 50 de milioane, unul de 16 milioane și unul de 1.600.000 de euro, care vor avea loc la noi la Comunești. Nu o spun ca să mă laud, o spun ca să știți că vom putea beneficia de aceste servicii aici, la noi, la Comunești. Cine are ochi de văzut să vadă, cine are ochi de auzit să audă. Și cine are bani să se ducă în Bulgaria, să nu stea aici. Care au bani, dar sunt și care nu au bani și vin la piscina aici, la Comunești. O să vă dau citire și diplomei pe care vă voi mâna. Într-o lume zbuciumată de nevoi, modelele de viață au devenit o floare rară, lecțiile de caracter și trăinicie trebuie respectate și transformate în repere ale comunității locale. O astfel de lecție poate fi cea mai grea dintre toate încercările pe care ni le pune în față viața, rămâne căsnicia. O instituție tot mai amenințată de instabilitatea timpurilor noastre. Consiliul Local Comănești și primarul Viorel Miron acordă titlul model de viață pentru puterea dragostei, toleranța și respectul reciproc de care au dat dovadă întreaga comunitate, este mândră de astfel de modele și vă urează cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie la mulți ani, cu sănătate și bucurie. Așa că, imediat ciocnim și șampanie, da? Rog personalul primăriei să vină să ne pregătim să înmânăm aceste diplome și după evenimentul de aici, urmează o conferință, dependența digitalizării. Cine dorește să rămână, poate să rămână în continuare, cine nu, la ora 17, la ora 5, demarează, începe proiectul, nu proiectul, campionatul național de enduro, care vrea să mergem cu motocicletele, ne urcăm și până la galion și ne primăm și cu motocicletele. Pe dealul. Preotul Daniel Prepeliță de la Biserica Sfântul Spiridon a oficiat o slujbă religioasă oferind binecuvântări și mulțumiri sărbătoriților. Și am început cuvântul meu cu un moto pe care de fapt este un tropar, o cântare la slujba cununiei pe care ați auzit-o acum 50 de ani și anume Sfinților Mucenici care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Și n-am găsit un moment mai potrivit decât acesta de acum, pentru că acum 50 de ani dumneavoastră, prin faptul că preotul v-a așezat pe cap cununiile, v-a încununat ca împărații Bizanțului, dar v-a încununat și în fața lui Dumnezeu și ați trecut prin 50 de ani de împreună vesuire, care au însemnat de multe ori și multe oprele și multe renunțări, și multă supărare, dar și de multe ori și bucurii. Și pentru că biserica atunci când v-a cununat, v-a cântat acest lucru, iată că astăzi suntem tocmai la sărbătorirea unui sfânt al cărui nume înseamnă a fi încununat. Și anume astăzi, dacă v-ați uitat pe calendar, este sărbătoarea aducerii moaștelor Sfântului Apostol și Arhidiacon Ștefan. Însuși numele de Ștefan înseamnă cel încununat, cel încoronat, așa cum dumneavoastră ați fost încoronați, repet, ca împărații Bizanțului și am folosit această expresie pentru că astăzi, la fel în calendar, am prăzuit și pe un sfânt al Bizanțului, binecredinciosul împărat Justinian cel Mare. De aceea, la un moment atât de sărbătoresc și la o zi de sărbătoare bisericească, care tocmai despre jertfă și despre mucenicia căsătoriei vorbește, dar și despre încoronarea celor care și-au dus cu multă dragoste și cu multă credință în Dumnezeu cei 50 de ani de împreună vesuire, ne alăturăm și noi, rugându-L pe Părintele Luminilor să reverse peste dumneavoastră toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Fiți binecuvântați, mulțumiți Dumnezeu pentru că v-a ocrotit în acești 50 de ani
și rugați-vă în continuare ca Dumnezeu să vă dea bătrâneți fericite, cu har și cu binecuvântare în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, să fiți sănătoși la mulți ani. Sănătate! Între cei prezenți la eveniment s-au numărat subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, și viceprimarul Comăneștiului, Adrian Ciobanu, alături de numeroși copii, nepoți și strănepoți ai cuplurilor premiate. Atmosfera a fost una deosebit de emoționantă, cu familii reunite pentru a sărbători acest important reper de viață. În cadrul ceremoniei, cuplurile au primit din partea administrației publice locale un premiu în bani, o diplomă, o orhidee și o sticlă de șampanie, simboluri ale respectului și recunoștinței comunității pentru sacrificiile și realizările lor. La Palatul Dimitrie Ghica din orașul Comănești a avut loc lansarea cărții de poeme Mai mult decât atât, de Valmănescu. Aceasta a fost organizată în cadrul zilelor orașului Comănești de către grupul de literatură și artă Metafore Comăneștene. Evenimentul a inclus și lansarea ediției numărul 11 a foii culturale Luminile Locului. Valmănescu, comăneștean prin naștere, băcăuan prin excelență, este un cunoscut anfitrion al vieții culturale băcăoane, fost director de televiziune, dar mai ales este un poet veritabil. Volumele Delict de memorie, O zi dinaintea sfârșitului lumii, Efectul placebo, Ochiul fără ploape, Menghina cu elice, Totul e bine și nimic nu m-a durut, precum și ultima apariție editorială Mai mult decât atât, aduc sub lumina vieții o inteligență aparte, un cinism cald, o sensibilitate de martir și, nu în ultimul rând, luciditate. Mai mult decât atât, a reprezentat și o întâlnire de suflet atât cu numerosul public prezent la eveniment, cât și cu actrița Eliza Noemi Judeu, cântătorul Tibi Ioniță sau poeta Violeta Savu, aceștia din urmă creând un performance poetic inspirat din opera lui Valmănescu. Adrian Jicu, directorul Bibliotecii Județene Costache Sturza din Bacău, a moderat, evidențiat și, prin talentul specific, a menținut evenimentul la superlativ. Valmănescu e una dintre vocile cele mai interesante pe care le are poezia băcăoană și uite că astăzi a revenit la Comănești, la el acasă, aici unde s-a format, unde a trăit o bună parte a vieții până să se mute în Bacău. Ceea ce e surprinzător și îmbucurător este că după volumul de anul trecut a venit cu un alt volum, Mai mult decât atât se cheamă, a apărut la Cluj-Napoca la editura Limes, o carte care de fapt îi rotunjește profilul poetic și care ne arată un Valmănescu același și în același timp schimbat. Abordarea lui e în continuare ironică, abordarea lui e un amestec de cinism și luciditate, pentru că, așa cum se poate constata și în cărțile anterioare, Valmănescu împrumută diverse măști care, de fapt, ascund un mare sentimental. Prezența notabilă a fost printre spectatori primarul Comăneștiului, Viorel Miron. Astăzi am început, sau a fost prima zi în care anul acesta vor avea loc zilele Comăneștiului și iată că am început cu această lansare de carte, ținând cont că în cadrul zilelor orașului Comănești avem atât activități culturale, științifice, activități sportive, cât și artistice, avem spectacole. Evenimentul a fost un adevărat regal pentru suflet, dar cei prezenți s-au bucurat pe deplin. Pentru mine e o surpriză faptul că mă aflu aici. Pentru mine este o surpriză pentru faptul că e a doua oară în viața mea când dau un astfel de interviu, iar în ceea ce privește lansarea, sunt prezent la a treia sesiune, mă surprinde plăcut și chiar mă încântă de persoane. Nu sunt în zonă, sunt venit aici după 45 de ani, am trăit în Ardeal și ieșit la pensie, cei din jur m-au întărtat, să zic așa, să descoperă acest cenacul. Și îi mulțumesc foarte mult că ai ce vedea. Și nu ne și plictisim. Am o părere foarte bună. Nu pot să vin din nefericire periodic, dar am foarte multe de învățat. Am foarte multe exemple. Sunt oamenii sufletelor noastre, oamenii vechi, care sunt un exemplu de urmat și vreau să-i urmez. Vreau să intru în această echipă, să-i urmez peste tot pe unde merg. Mi-a plăcut mai ales că eu îl știu pe domnul Valmănescu de când eram la Liceu Pedagogic Bacău, până în 79-83.
De pe atunci era sprijinul nostru al celor de la liceu pedagogic care încercau să se manifeste cultural și dânsul ne ajuta că era la Casa de Cultură. Apoi au urmat ani în care l-am descoperit ca și poet și m-am bucurat să fiu astăzi aici. Despre volumul Mai mult decât atât, Gheorghe Iorga scrie: de la o carte la alta, poetul e mai mereu surprinzător, inventând teme și motive neașteptate, susținându-și imaginarul liric și convențiile estetice prin exprimări lingvistice, purtând matca și marca Valmănescu. Aero Italia a deschis cea de-a 8-a bază operativă a companiei și prima din afara Italiei pe aeroportul internațional George Enescu Bacău. Inaugurarea s-a făcut prin noua rută Bacău-Cuneo, pentru că este una dintre cele mai așteptate și necesare, dat fiind numărul extrem de mare de băcăuani care trăiesc în Torino. Sporirea calității serviciilor pentru pasageri și ei sunt cei care ne sprijină și aduc și mai multe aeronave, dar și mai multe zboruri, destinații noi. Sperăm să vedem și mai multe în anul care urmează. Așteptați și stați alături de noi și vă rugăm foarte mult să ne sprijiniți în continuare. Aero Italia a ales Bacăul pentru că are un aeroport modern și complet funcțional și s-a arătat deschis să sprijine operatorii aerieni să își diversifice rutele și să crească traficul de pasageri pe aeroport. Este a 8-a din rețeaua Aero Italia, ceea ce permite băcăuanilor să ajungă atât în Sicilia cât și în Sardinia. Cuneo a fost un zbor istoric aici la Bacău și chiar este o mare satisfacție și o bucurie să îl avem iarăși cu două frecvențe pe săptămână și cu tarife promoționale care pornesc de la 20 de euro. Deschiderea bazei operaționale de la Bacău marchează începutul colaborării dintre Aero Italia și Aeroportul Internațional George Enescu Bacău și includerea operatorului aerian în programul Bacău Reconnect, lansat cu sprijinul Consiliului Județean Bacău. Iată că astăzi este foarte bine pus în valoare. Inaugurăm astăzi a 14-a destinație într-un an de zile. Mă bucur că la nici un an de zile de când am fost la negocieri împreună cu domnul președinte și conducerea Aero Italia, iată că astăzi reușim ceea ce am negociat atunci de la prima cursă deschisă pe Bacău, să facem prima bază externă din România cu Aero Italia. Mă bucur că avem un asemenea partener, pe de o parte, pe de altă parte, asta arată trendul ascendent a aeroportului din Bacău. Să nu uităm că acum o lună de zile la conferința internațională din Istanbul, aeroportul din Bacău a fost catalogat ca al doilea cel mai rapid în realizarea conectivității cu cele mai importante destinații din Europa și asta este o performanță. De asemenea, vor fi disponibile și zboruri din Bacău către Catania, Palermo, Oblia, Alghero și Comiso, însă toate vor fi cu escală în Roma. Evenimente în premieră de zilele orașului Târgu Ocna. Cea de-a 23-a ediție a manifestării zilelor orașului a păstrat o serie de evenimente cu tradiție, dar și evenimente organizate în premieră. Detalii aflăm în minutele următoare de la primarul orașului stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciubota. Chiar zilele orașului sunt un eveniment de suflet pentru că întreaga comunitate este implicată și aceste manifestări, noi administrația locală le dedicăm locuitorilor orașului, dar nu numai, și turiștilor aflați în vacanță, locuitorilor sau orășenilor, târgocnenilor care se întorc acasă, pentru că luna august este o lună plină și vin acasă pentru a-și revedea familiile și atunci dedicăm aceste zile lor. Vor fi 4 zile, începând cu 15 până pe 18, coincid și cu 2 zile libere în care sistemul public și sistemul care privat sărbătoresc. 15 slujba religioasă de la Biserica Precista din centru, la orele de dimineață până pe la prânz, după care la ora 16 vom avea acest eveniment de celebrare a familiilor, a cuplurilor care au 50 de ani de viață și e un moment emoționant, pentru că undeva 26 de familii
vor fi prezente cu copiii, cu prietenii, cu nepoții și chiar este un eveniment emoționant. Numărul se menține, văd, de cupluri, adică un mare număr de cupluri își sărbează 50 de ani de căsătorie, semn că se trăiește la Târgu Ocnea mult și bine. Așa este, se dovedește că Târgu Ocnea are o tradiție, oameni minunați, oameni care au construit orașul, care l-au pus și i-au dat o direcție, acum au ajuns la respectabilă vârstă și 50 de ani nu sunt simpli să îi poți trăi împreună. După acest eveniment, pe seară vom deschide manifestările culturale în zona parcului Măgura și vom avea un eveniment inedit, îi spunem noi, o seară romantică în centru balnear, când o soprană și cu niște tineri minunați, împreună cu o distinsă doamnă profesor din oraș, vor crea un eveniment. O premieră, ca să zicem așa, încerca și alt gen de evenimente în cadrul zilelor orașului. Da, ne dorim să schimbăm, să aducem îmbunătățiri în fiecare an și să provocăm publicul să vină și să participe la aceste manifestări. Vom continua cu vineri, cu un simpozion, o lansare de carte. Distinsul profesor Stoica Corneliu își lansează o nouă carte dedicată primului război mondial, regimentului 27 Infanterie. Și dacă aici s-a scris istorie și acest regiment a luptat, vitejește pe aceste înălțimi, este corect și normal să facem această lansare de carte. Seara va continua cu manifestări cultural-artistice în zona parcului, când diverse agenții economici vor face o seară plăcută cu program artistic. La fel, sâmbătă și duminică, în cadrul zilelor orașului, coincide și un eveniment spiritual, un eveniment iarăși la fel emoționant, o biserică din Biserica Constantin și Elena va fi îmbrăcată în straie de sărbătoare și va fi slujba de sfințire. Iată că un purpuriu de evenimente ați pregătit și anul acesta, de la cele, să zicem, de suflet până la cele pentru publicul larg, pentru toate gusturile, pentru toate pretențiile. Da, eu am spus mereu și susțin, pentru că e corect și normal, viața unei comunități nu se desfășoară doar în jurul investițiilor și în jurul proiectelor de dezvoltare, există și viață de familie, există și viață spirituală, există și viață de relaxare, de bună dispoziție, de prietenie, de reîntâlnire a celor dragi. Și atunci toate trebuie să se întrepătrundă. Și cred că este potrivit ca o dată pe an să se facă un astfel de eveniment, când să fim împreună, să ne bucurăm. E și vară, sezon estival, orașul este plin și de turiști, încercăm să-l păstrăm curat, frumos, atrăgător și vă așteptăm pe toți să petrecem împreună 4 zile de sărbătoare aici la Târgu Ocnea. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Vineri, 16 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 33 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius. Sâmbătă, 17 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei ajunge până la 34 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 19 grade Celsius. Duminică, 18 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei ajunge până la 33 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!